anunțe domnia sa? Ați discutat în partid? Nu. Așadar, v-a luat prin surprindere această decizie a lui Tudor Chiuariu. Cu siguranță. Cum priviți acest gest al Ministrului Justiției? Nu are absolut niciun fel de motiv ca să demisioneze. Este un membru al cabinetului integru, membru al cabinetului care și-a făcut datoria, iar povestea aia cu dosarul fabricat la DNA, în mod normal, nu ar fi trebuit să aibă un astfel de efect. Vorbea domnul Alistar despre demisie ca un gest de onoare în momentul în care se lansează acuzații de vinovăție asupra cuiva. Cred că primul care trebuie să demisioneze este domnul Băsescu. Faptul că și-a repartizat o casă, Casadim Mihăileanu, ca primar general, comițând declarații false, și anume că nu mai deține niciun fel de altă proprietate, este dovedit. Astăzi trebuie să plătim zeci și sute de miliarde din cauza faptului că Băsescu n-a vrut să construiască autostrăzi. Nu cred că domnul Băsescu are capacitatea morală de a cere demisia unor oameni care și-au făcut corect datoria în funcțiile pe care le